Până astăzi, 14 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 104.187 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 43.244 pacienți au fost declarați vindecați și 11.374 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 692 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Dintre acestea, în județul Suceava s-au depistat 22 cazuri noi, cu un total pe județ de 5.829 cazuri, în județul Botoșan s-au depistat 0 cazuri noi, cu un total în județ de 1.430 cazuri, iar în județul Neamț s-a depistat 4 cazuri noi, cu un total în județ de 2.603 cazuri, iar în județul Iași s-au depistat 41 cazuri noi, cu un total în județ de 3.810 cazuri. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 201 persoane au fost confirmate pozitiv, dintre care în județul Suceava 0 cazuri, Botoșani 4 cazuri, Neamț 2 cazuri, iar în Iași 1 caz. Până astăzi, 4.185 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 13 septembrie 2020 ora 10, 14 septembrie 2020 ora 10, au fost înregistrate 22 decese, 14 bărbați și 8 femei, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. 21 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar un pacient decedat nu a prezentat comorbidități. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.134. Dintre acestea, 456 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.088.975 teste. Dintre acestea, 7.331 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 4.854 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.477 la cerere. Pe teritoriul României, 10.847 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.878 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 36.711 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 5 persoane. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 609 apeluri la numărul unic de urgență 112. Ca urmare a încălcării prevederilor legii numărul 55 din 15 mai 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în ultimele 24 de ore 880 sancțiuni contravenționale în valoare de 276.661 lei. Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 4 iulie 2020, o linie tel verde 0800 800 165, la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.599 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu coronavirus. De la începutul epidemiei de COVID-19 și până la acest moment, 126 cetățeni români aflați în străinătate au decedat. Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus din străinătate, 338 au fost declarați vindecați. Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia tel verde 0800 800 358. Numărul tel verde nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru formarea cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale de luni până vineri în intervalul orar 8-20. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor plus 40 21 320 20 20.